Alexandra este cea de-a doua soție a fostului portar, cea care i-a fost alături până în ultima zi de viață. Iată cine este, Alexandra, soția lui Helmut Ducadam. Helmut Ducadam a fost căsătorit de două ori pe parcursul celor 65 de ani de viață, prima lui căsătorie fiind de 27 de ani, cu Ildiko, și cea de-a doua fiind cu Alexandra, femeia ce a fost alături până la ultima clipă a vieții sale. Alexandra a fost cea de-a doua soție a fostului portar, ce i-a furat inima chiar din perioada în care era căsătorit cu prima lui soție, Ildiko. Helmut Ducadam a fost atras de frumusețea Alexandrei și întotdeauna a avut un respect foarte mare pentru ea, chiar dacă diferența de vârstă dintre ei era de 20 de ani. După ce a divorțat de prima lui soție, Ildiko, Helmut Ducadam și-a dorit să o cunoască mai mult pe Alexandra, chiar dacă existau zvonuri că Alexandra ar sta lângă fostul portat doar pentru bani. Când am cunoscut-o pe Alexandra, era foarte tânără și foarte frumoasă. Îmi plăcea de ea, dar pe vremea aceea eram bărbat însurat, cu doi copii. Diferența dintre noi este de 20 de ani și multă lume nu a crezut că ne va fi bine, dar uite că ne înțelegem din ce în ce mai bine. Eu am respectat-o foarte mult, deci multă lume spunea că e amanta mea și stă cu mine pentru bani. Care bani? Că eu eram un sărântoc. Conexiunea dintre cei doi a fost mai puternică decât părerea oamenilor din jur. Iar după 3 ani de relație, în anul 2007, Alexandra și Helmut Ducadam s-au căsătorit. Alexandra i-a fost alături întotdeauna lui Helmut Ducadam, atât în momentele bune, ca atunci când a fost numit ambasadorul turismului românesc, cât și în momentele mai puțin bune, când fostul portar s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, la 1 an și 3 luni după ce și-au declarat iubire în fața Domnului. Alexandra și Helmut Ducadam au devenit părinți unei fetițe pe nume Juliani. Luni, 2 decembrie 2024, Helmut Ducadam a trecut la cele veșnice, lăsând-o în urmă pe Alexandra, în vârstă de 45 de ani, dar și pe fiica lor, Julian, în vârstă de 16 ani. Între Alexandra și Helmut Ducadam este o diferență de vârstă de 20 de ani, însă nu a reprezentat niciodată o problemă pentru longevivul cuplu. Alexandra Ducadam a dezvăluit că la baza căsniciei sale de 17 ani au stat comunicarea, respectul și sprijinul reciproc. Aceste 3 elemente trebuie să fie în orice relație, fie că există sau nu o diferență de vârstă. Secretul cred că este să te iubești și să te respecti. Fără respect degeaba este iubire, dacă nu îl respecti pe cel de lângă tine și să te accepti cu bune, cu rele, cu defect, cu orice. La mulți ani, iubirea mea! Te iubesc! În continuare voi fi alături de tine prin orice ne va fi dat să trecem și îmi doresc să ne bucurăm de tot ce avem, de fetița noastră și unul de celălalt. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.